a fost convocat din dispoziția 1812 din 21 ianuarie, primarul municipiului a fost Consiliul Local și Provincial. În sală sunt prezenți numele 16 consilieri, ședința pătrândă și pe permisă. Punem aprobării din asta, procesul de sală și ordinare, din data 31-8-2008. Cine este pe? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 16 voturi, procesul de sală și ordinare din data 31-8-2008. Deci, a fost aprobat. Dau cuvântul, doamne, Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Dau cuvântul domnului primar Cosmin Nefra pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Constantinescu Monica,
23 de proiecte de hotărâri privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contracte concesionare între Lasă Vasile și Enel Maria Magdalena. 23 e proiect de hotărâri privind transmiterea dreptului de concesiune între domnul Miclouș Pavel la doamna Grigorea și Mariana. Proiect de hotărâri privind transmiterea dreptului de concesiune între domnii Oancea Gheorghe Nicușor și Oancea Alina Rosana și domnii Borcan Viorel Ivan și Borcan Elena Cerasela. Proiect de hotărâri privind aprobarea planul baiesc de detalii pentru construirile locuințe pentru tine destinate încheieri specialiștilor din sănătate în strada Buceci. 23H, proiect de hotărâre privind planul baiesc zonal, construire de ansamblu de locuințe colective beneficiar fiază imobiliare. 23I, proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Speranța Bunicilor, vederea evenimentului comun Ziua Internațională a Persoanei Vârstnice. 23J, proiect de asociere privind Asociația Municipiului. Asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Generală a Arhivicilor din România, filiala Bacău, în vederea realizării evenimentului Centenarul Sportului Marii Uniri, proiect de hotărâre privind Asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Scuță, în vederea realizării în comun a Festivalului Toamnei, proiect de hotărâre privind Asocierea Municipiului Bacău cu Asociația Scuță, în vederea deschiderii anului școlar la Palatul Copiilor, proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Fundația Episcop Mizătise de Filiala Bacău, în vederea realizării în comună conferințe cu ocazia referendumului. 23N, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit pe o perioadă de 10 ani a două birouri în cadrul Centrului de Marketing din Bacău către Parohia Sfinții Voievozi Săbine și de Tindeamț. 23O, proiect de hotărâre privind hotărârea privind aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Gridesa. 23P, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Slobozeanu Andreea Luminița cu domiciliul în municipiul Bacău. Există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există nicio de observație, supunem la ordinea de zi prezentată. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi estimate, a fost aprobată ordinea de zi prezentată. Întrebăm domnii consilier dacă există vreo situație de conflict de interes sau de incompatibilitate în legătură cu proiectul de hotărâre de ordinea de zi. Bună ziua, consider de conflict la proiectul numărul 14. Alte comisar, de ce posibil conflict? Ca nu mai poate transforma într-o... Păi sunt director, am fost acolo. Sigur, nu am atribuții de director. Prin directorul, prin al atribuții în zona aceasta, el se dează adresele și deciziile. Da, am înțeles. Sunt posibil. Parte din Consiliul de Administrație, nu știu cum pot interpreta. Am zis că posibil conflict. Bun, atunci nu știu parte și parte. Ca să nu fie. Da, domnul. La proiectul legat de termenele, dar nu-i găsesc numărul acesta. Am citit. Șapte. Proiectul numărul 7. Doamnelor și domnilor consilieri, spun apropoi dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Cu 16 voturi, proiectul a fost aprobat. Spun discuție în punctul 1 al ordinei de zi și îmi invit pe domnul primar Cosmin Ecula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamnă președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun atenție validarea mandatului de consilier local al domnului Huluță Gheorghe, următorul supleant înscris pe lista candidaților aliniei liberalilor și democraților.
Comisiei de Validare a Consiliului Local al Municipiului Bacău, Comisia de Validare a luat în baza hotărârii HCV Municipiul Bacău, modificată și completată, a examinat o conformitate legală, în conformitate cu legea republicană modificată și legalitatea legii Consiliului Local de Mulțumim Georgie Mecroate. Comisia de Validare a constatat faptul că locul de consilier local al domnului Gerasim Constantin a devenit vacant prin cetarea de drept a mandatului de consilierilor local al acestuia, înainte de expirarea duratei normale. Prin adresa numărul 37634 din 11 septembrie 2018 a Alianței Liberalilor și Democraților, se propune validarea domnului Curuță Gheorghe, suprapă lista de consilier acestui partid pe locul de consilier rămas vacant. Comisia de Validare constată că au fost respectate dispozițiile de legale cu privire la alegerea consilierului și, în acest caz, a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Bacău, al domnului Curuță Gheorghe, membru al Alianței Liberalilor și Democraților. Drept pentru care s-a încheiat prezent proces verbal pe care îl supunem aprobării Consiliului Local, dar o să-mi spuneți aprobării. Mulțumesc! Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Invităm în, cu 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Invităm pe domnul Bulină în față să se pune jurământul. Subsemnat cu Curuță Gheorghe, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea numărul 215/2001 a administrației publice locale, republicată ulterior, modificată și completată, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor în municipiului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Având în vedere că avem 17 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.
în discuție punctul 3 al ordinei de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Ecura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri locali, este vorba de un proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu aflat pe terasa de floare a pieței centrale, strada pieței numărul 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii. Există aviz de legalitate? Domnul Chindruș Romica. Aviz favorabil. Doamna Busuio. Aviz favorabil. Doamna Breaznă. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Aviz favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să prezinte, să spună la urmă proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 4 al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren aflate în piața de Grob prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii. Invit pe domnul secretar și părerea Eugeniu Popovi să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Busuio. Favorabil. Doamna Breaznă. Favorabil. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar Nicolae Popovi să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 17 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 5 al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Ecura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Este vorba, doamnelor și domnilor consilieri locali, de un proiect de hotărâre privind modificarea HCR 277 din 2018, prin care s-a aprobat închirierea unor suprafețe de teren și a unui spațiu aflat în piața centrală din Bacău, prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii. Există aviz de legalitate? Domnul Chindruș Romica. Aviz favorabil. Domnul Busuio. Favorabil. Doamna Breaznă. Favorabil. Domnul Luca. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 16 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 6 al ordinei de zi și ne invit pe domnul primar Cosmin Ecura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui contract de comodat care să aibă drept obiect, dar în folosință cu titlu gratuit de către municipiul Bacău, către spitalul TBC Bacău, unor echipamente medicale. Este vorba de o canapea electrică, un ecrachet și un ecograf Doppler. Documentația s-a avut-o la mapă. De asemenea, domnul director Turnianu Mădălin, să stă la dispoziție pentru orice explicații cu privire la necesitatea acestor, obținerea acestor echipamente medicale atât de necesare spitalului TBC. Dăm cuvântul domnului director Priana. Să rămână bună ziua. Revederea este plăcută, cel puțin din partea mea. Găsesc atmosferă mai calmă, fac un pic față de cea înaintea, cred că și începutul de ședință așa pare. Ce doresc eu să vă spun? Orice investiție în sănătate, atât în infrastructură, cât și pe partea de echipament și aparatură medicală, este inutilă dacă pacienții nu beneficiază de ea. Degeaba avem un spital nou municipal părăsit, nefinalizat și în care pacienții n-au intrat încă. Degeaba avem niște hale de depozitare cu dușe, cu echipament și aparatură medicală și mobilier, dacă ele nu sunt puse în slujba pacienților și a populației Bacăului și
și a României. De aceea am găsesc salvatoare această soluție de a pune în slujba oamenilor sau de a oferi oamenilor accesul la o aparatură care stă de ani de zile neutilizată, mai ales pentru Spitalul Tehnofiziologie care a fost vitregit în perioada asta post-revoluționară de orice investiție majoră. Vă rog să aprobați data asta, prima oară s-a aprobat acele mașini de spălat sub barieră septică, absolut necesare și vitale pentru buna funcționare a spitalului. De data aceasta avem alte aparaturi, două ecg-uri și un ecograf și o canapea identică pentru ecograf. Și poate în viitor vă voi cere sprijinul și pentru alte dotări și echipamente. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Buzdugan. Favorabil. Doamna Dreapnă. Domnul Vărbi. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șopa. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Eu. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Da, nu aș avea nicio intenție de a interveni, dar după cum a fost problema domnul director la Spitalul TBC, mă refer să spun câteva cuvinte. Dânsul vine și ne spune că salvează ceva. A luat niște echipamente de la o investiție care încă nu este finalizată și recepționată și dus în altă zonă, nu găsește o salvare. Păi așa ne apucăm să luăm centrala termică și geamurile, facem bine Spitalul Municipal. Eu mă aștept cu nerăbdare la acea investiție finalizată, s-au făcut parteneriate, chiar am crezut în Consiliul Județean că se mișcă ceva, uite, doi ani și nu s-a întâmplat nimic. Pun și o întrebare, contract de comodat. Pe ce perioadă contractul de comodat? Sau, mai exact, mai există vreo variantă ca acele echipamente care se iau la instalații, nu știu ce aparatură, să revină la Spitalul Municipal? Și dacă revin, mă gândesc că Spitalul TBC are un gen special, știm cui se adresează, unor oameni cu anumite boli și o readucere a echipamentului în Spitalul Municipal nu mi se pare o soluție. Și aș mai pune întrebare. Ce e necesar pentru Spitalul domnului Nedu Curiam, este director, nu am niciun comentariu. Dar de ce nu se încearcă să facă o sumă și să le achiziționăm noi, și doar pentru acel spital să nu umblăm la echipamentul din Spitalul Municipal. Este un spital vechi, dar în altă ordine de idei la
data trecută când s-a votat, s-a pus în vedere acele mașini. Să fie date mașinile acelea de spălat, întrucât au fost urma inundațiilor și nu din alt considerent. Deci nu că nu ar fi făcut un nou director, nu ar fi stabilit care sunt prioritățile. În altă ordine de idei, domnul viceprimar, cu tot respectul. Dumneavoastră, eu am lucrat o perioadă ca și consilier juridic la o firmă medicală. Pot să vă spun cu certitudine că anumite aparaturi medicale, dacă nu sunt folosite, se uzează moral în timp. Din acest considerent, foarte multe din ele, chiar dacă le trăiești, ești obligat să le reînregistrezi și să le dai aviz favorabil. Cred că doamna doctor Dinu, doamna consilier Dinu, poate să vă vorbească mai multe. Deci eu cred că putem face un bine spitalului. Da, acum se va vota probabil în ședință de consiliu, pe ce perioadă contractul de comandare. Dar eu zic, decât să stea într-o magazie și să uzeze moral și să nu se folosească de către pacienți, eu zic că este binevenit să facem acest contract și să întindem această mână în spitalului. Nu mai contează culoarea politică, contează că facem un bine în spitalului. Și cetățenilor, în primul rând, care beneficiază. Vă mulțumesc mult și îmi cer scuze că am intervenit așa. Dă cuvântul lui domnul consilier Ghingheși. Mulțumesc. Pe fond, voi vota proiectul de hotărâre, însă chiar mi-a plăcut faptul că domnul Turianu a spus un adevăr acum, mai înainte. Că spitalul este părăsit. După 2 ani, când de mandat, să spună chiar un membru PSD că spitalul este părăsit, este chiar interesant. Și în acest sens, aș vrea să aud totuși care mai este stadiul aprobării de la Guvern privind Spitalul Municipal, pentru că vă cuvenim să pe loc. Știu că în primăvară mai așteptam un aviz. Cât durează? Mulțumesc. Pot? Bună ziua, cred că ar trebui lămurite punctual. În primul rând, dacă ați observat proiectul de hotărâre, domnul manager Mădălin Turianu a propus ca să se doneze sau să împrumute cu titlul de gratuitate aparatură mică. Este vorba de un aparat electrocardiograf și un ecograf. Sunt două aparate de investigații non-invazive, nu foarte scurte, care, într-adevăr, au o rată de uzură, nu atât și morală, cât și faptul că s-au de folosite mult mai rapidă. Nu cred că pun problema aceste două aparate să fie transferată cu o metodă legală către Spitalul TPC în destructurarea Spitalului Municipal. Dar, de parte, și proiectul acesta de hotărâre și proiectul de data trecută a prezentat toate avizele de legalitate. Eu sunt convinsă că toate departamentele juridice și prin grijă avem de secretar al primăriei, acest formă de dare cu titlul de gratuitate are avizele legale. Nu cred că ar trebui să ne preocupe, pentru că altfel nu intra pe ordinea de zi. Ce vreau să vă spun? Domnul, nu cred că îi se poate reproșa domnului manager, care, Boreanu, care este manager de 2 sau de 3 luni, majoritatea de cât ați început mandatul. Planul de achiziții pentru aparatură se face cu un an înainte. Trebuie să acordăm un pic de clemență. Eu cred că a avut o idee foarte bună spre a se îndrepta către primărie, în a împrumuta aparatură de mică valoare, mobilă, dar necesară pentru îmbunătățirea actului medical. Noi toți suntem aici și sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, consilier, membru al aparatului, primar, viceprimar, dorește să îmbunătățească activitatea medicală și actul medical acordat populației Județului Bacău. Mi se pare salutară și binevenită ceea ce face domnul Mădălin Turianu. Sunt convinsă că și de altă parte, sunt convinsă că și când a luat strategia cornută tomografă din Spitalul Municipal, dar fiind faptul că patologia respiratorie necesită o investigație imagistică de înaltă performanță, însă nu este foarte ușor de mutat cornută tomografă. Știu că trebuie aprobat telecam, trebuie spații speciale, trebuie niște pereți, sunt niște aprobări. Deoarece mi s-a părut foarte rezonabil. Că dacă venea și ne cerea acum cornută tomografă, puteam într-adevăr cineva să vină să spună îl iei, dai un circuit, respecti procedurile CNCAN, a cerut două aparate externe, mă rog, nu extrem de ieftine, de valoare mică, care nu destabilizează și nu afectează niciun fel. Pe de altă parte,
vreau să vă spun că este de anulată, mi-a dat înainte, dar și mi-am avut discuții ca Spital Județean cu primăria, care primăria și-a dat acceptul și avem și primise o adresă recent, la care sunt convinsă și știu că vă obțin un răspuns favorabil, să facem un tot așa o cedare cu titlu de gratuitate, având în vedere că Spitalul Municipal sau actualul Spital Municipal va deveni pavilion al Spitalului Sfânta Maria, iar Spitalul Județean se desfășoară un program de endocrinologie pentru pacienții cu boli de tiroidă și pacienții cu osteoporoză. În jur de 1500 de pacienți cu boli de osteoporoză și 1200 de pacienți cu diverse patologii tiroidiene tratați pe an, desfășurat prin Ministerul Sănătății, prin Casa Banii din la Casa de Asigurări de Sănătate, iar medicația pentru acești pacienți este eliberată prin farmacia spitalului. Iar pe planul de confirmare de la Minister, spitalul necesită să aibă achiziționat un aparat DEXA care măsoară densitatea osoasă, în valoare de 70.000 de euro, care momentan există în actualul spital municipal. Am vorbit cu primăria, facem adrese și știm sigur că primarul ne va dona sau ne va cedea acest aparat. Practic nu putem să stăm cu acea aparatură care ajută, care ajută pe noi, care ajută oamenii, care ne ajută pe noi ca instituții să accesăm bani pentru a veni servicii medicale, să o lăsăm în spitalul municipal până se termină. Pe de altă parte, domnul Chinghe și-a pus o întrebare, cum se pare corect, de ce se întâmplă în spitalul? Din ce știu eu, dacă domnul primar poate să-mi da mai multe răspundeți dumneavoastră, da. Consider că e oportună, ca medic și ca director medical, cred că orice aparat, atât care poate fi împrumutat din această plătire, care poate fi folosit și prin care putem acorda servicii medicale populației, a noi ca unități medicale să accesăm fondul, ar trebui să fie dat. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului manager, care până la urmă a făcut această solicitare, sunt dator față de dumneavoastră, domnilor și domnilor consilieri locali, dar și stimați cetățenii ai municipiului Bacău, o serie de precizări. În primul rând, n-am cum să nu observ tragedia situației și nu comicul de situație, momentul în care doi medici, care întâmplător mai sunt și rude, sau, în fine, sunt cunoștințe bune, se ceartă, ajung într-un diferent, dacă un spital este dotat sau nu cu echipamente medicale. Cei doi medici fiind despărțiți, de fapt, de conotația politică, unul blocat într-un raționament pur politic, unul încercând să demonstreze că este ceva necesar pentru pacienții care nu au culoare politică, iar doamnelor și domnilor consilieri locali, fac precizarea că pacientul nu suferă mai liberal sau mai social-democrat sau mai penetist. Nu. Pacienții suferă și punct. Dacă vrem să-i ajutăm, o facem sau nu. Pe de altă parte, doamna doctor Lazar, într-adevăr, domnul de la spitalul TBC s-a mișcat mai repede decât spitalul în care activați dumneavoastră. Dar, într-adevăr, așa cum spune doamna director medical, că mă adresez în calitate de director medical al spitalului județean, au fost o serie de discuții cu acele aparate care vă sunt deosebit de necesare dumneavoastră la spitalul județean pentru a fi licențiați sau autorizați sau acreditați. Pe de altă parte, să știți că domnul manager al spitalului județean vrea să vină în fața Consiliului Local cu o serie de cereri privind paturi. Poate că acele paturi vor ajunge fix în secția de neurologie, doamna doctor Lazar, pe care o conduceți. Poate. Nu știu. Dar dincolo de acest aspect, cred că a găsi politicianisme în locuri în care nu e nimic decât suport politic, nu face decât să dăuneze pacienților din municipiul Bacău.
Pe de altă parte, chiar foarte îndreptățit aceste întrebări și din partea domnului consilier local Ghigheș, dar și mirările domnului viceprimar Scripăț, ce se întâmplă cu Spitalul Municipal. Într-adevăr, am făcut toți pașii pe care legea ne obliga să-i facem. Am avut toate bună credința, dar din păcate avem scamatori de la Ministerul Finanțelor. Tot felul de scamatori prin Guvernul României. Tot felul de părerologi și de neaveniți sau de nechemați. Unii politici, unii funcționărești. Asta e realitatea pentru care, în momentul de față, deși Ministrul Sănătății promitea că în două săptămâni va veni acea hotărâre de guvern, iată că la Ministerul Finanțelor mai sunt multe întrebări. Întrebări în locuri în care nu e nimic de întrebat. Dar asta e viața. Pe de altă parte, pot să vă spun și o spun cu toată încrederea că spun ceva corect, deși acel guvern, acest guvern, este un guvern pe care îl susținem și eu și domnul viceprimar. Domnul viceprimar, Dragoș Ștefan. Dincolo de aceste chestiuni, și mi-am asumat foarte bine ceea ce zic, stea la Ministerul Finanțelor aproape 3 luni de zile o hârtie ca să emiți un punct de vedere, mi se pare prea mult. Ea se află, domnule consilier, domnule viceprimar, pe traseu. Dar, acum urmând Ministerul Justiției. Dar dincolo de acest aspect, vă pot spune că la Spitalul Municipal, demersurile legale au continuat. În sensul în care sunt angajați proiectanți și se continuă proiectarea pentru complementarizare. Și deja am identificat o altă cale în care, dacă Guvernul României chiar va fi atât de incapabil să dea o hotărâre de guvern prin care se desfințează Spitalul Municipal și se desfințează Sfânta Maria Bacău, atunci vom avea o cale prin care să mergem înainte. Pe de altă parte, domnule viceprimar, să știți că și eu aș dori să le dăm posibilitatea celor de la Spitalul TBC să-și facă nu două aparate, ci totul nou. Dar și dumneavoastră, ca și mine, știți foarte bine realitățile financiare pe care le avem și pe care nu le avem datorită nouă, domnule viceprimar, ci iarăși, datorită unor formule de calcul de pe la Ministerul Finanțelor. Dar va veni și momentul să discutăm foarte aplicat și foarte apăsat și acest subiect. Nu văd nimic dubios, așa cum spune doamna consilierul local, în posibilitatea de a oferi către Spitalul TBC, care este în patrimoniul municipiului Bacău, repet, aparține municipiului Bacău, primăriei Bacău, orașului, echipamente care în momentul de față stau din 2007 nefolosite. Spitalul județean nu le-a cerut. Probabil că dacă le-a cerut, voi fi prezentat în masa consilierilor aceste echipamente să le dea sau nu. Pe de altă parte, iarăși uităm cine au făcut boacănile și ne trezim deodată și începem să spunem, sau cine n-au făcut nimic, și deodată ne trezim și spunem, dar de ce n-ați făcut voi repede în 2 ani și n-am făcut noi în 12? Acest spital TBC este în patrimoniul municipiului Bacău de mult. Poate o excursie acolo, doamnelor și domnilor consilieri locali, n-ar strica. Să vedeți un pic realitățile, să vedeți un pic cum a stat timp de 12 ani și de 3 luni ne-am apucat de treabă. Și nu numai de 3 luni, vă spun cu toată sinceritatea. Că și fostul manager, împreună cu mine, și împreună cu dumneavoastră și cu membrii Consiliului de Administrație de atunci, chiar au lucrat. Și au făcut lifturi, au făcut paturi, au făcut amenajări, din toată sărăcia pe care am avut. Dar 12 ani unde ați fost? De ce nu v-ați pus întrebări? Cu planul de achiziții, cu planul de investiții, cu planul de nu știu ce. În momentul în care eram deputat, țin să vă anunț că făceam amendamente la bugetul național pentru spitalul TBC. Și din primăria Bacău nu era nimeni interesat de spitalul respectiv, că nu producea nici mari venituri electorale. N-am să vin acum să vă prezint cam ce face domnul Curianu acolo, dar vă pot spune ceea ce interacționez sau cu ceea ce interacționez în mod direct cu dumneavoastră și pot să vă spun că deja
s-a apucat de proiecte europene și sper să vină cât mai repede în fața noastră cu propunerea de parteneriat și de angajare în fața Uniunii Europene. Pentru că probabil aplicanții suntem tot noi, municipiul Bacău. Și se proiectează acolo, se fac hârtii, se fac planuri. Și poate că dacă îi ajutăm și pe echipamente, nu le ia nici domnul Curiam acasă, nici domnul viceprimar Scripăț, nici domnul Vârzu liceu. Și sunt în beneficiul pacienților din municipiul Bacău. Și sunt pregătit să vin în fața dumneavoastră să vă solicit votul ori de câte ori v-ați solicitat și Spitalul Județean acest lucru. Și cred că asta e starea de normalitate, decât să ținem niște echipamente să se deprecieze încet, demoralizate sau demonetizate, ele sunt oricum. Și v-am făcut paralela cu privire la aceste echipamente, încercând să vă aduceți aminte ce înseamnă un telefon mobil de acum 10 sau 11 ani. Aduceți-vă aminte un pic cam ce înseamnă și cam așa înseamnă și la echipamente medicale. Dar asta e viața. Pe de altă parte, poveștile astea cu computer tomograf le-a repetat și doamna director medical, n-are sens să vi le spun și eu, dar acolo mai trebuie niște aprobări de la Comisia Națională de Energie Atomică. Mai îți trebuie și un buncăr, mai îți trebuie și o construcție. Da? Dacă vrei să faci politică acolo, în locul în care nu e nicio politică, că în viața pacientului nu e nimic politic. Atunci o spui. Eu reiterez rugămintea mea către dumneavoastră. Haideți să găsim care legal, poate mai trebuie băgat un termen. În an, 2, 5, 10, cât considerați. Dar haideți să avem bună credință și să dăm aceste echipamente care, în momentul de față, stau de folosite către cei care au cu adevărat nevoie. Vă mulțumesc. Rog pe domnul secretar, vă mulțumesc. Și eu vă dau vreo să dăm cuvântul domnului consilier, vă da, într-adevăr, din punctul meu de vedere, trebuie să sprijinim pacienții municipiului Bacău și nu numai. Într-adevăr, aceste dotări au fac o uzură morală și, într-adevăr, ele trebuie folosite pentru pacienți. Fiind proprietatea municipiului Bacău, nu cred că este o problemă în a fi folosit. Într-adevăr, Spitalul PTC are nevoie, are nevoie de investiții, de dotări. El, probabil, nu s-a investit mult în perioada trecută, având în vedere că investiția foarte mare a fost pentru Spitalul nostru, Spitalul Municipal, unde s-au investit 10 milioane de lei. Ce vreau să spun, am discutat cu colegii mei, îți doresc, domnul secretar, din punct de vedere legal, să mă confirmați odată dacă tot este legal și pot vota și colegii mei. Deci la acest proiect nu sunt obiecții în realitate. Proiectul a fost pregătit, am fost la obiecții. Poftim? Da. Deci proiectul a fost pregătit cât am fost la un concediu, iar nu sunt obiecții în realitate, dar doamna consilier, Picopoaia a asigurat un aspect foarte corect. Fiind un contract de comodare, fiind un punct de folosință, de fapt, este nevoie să stabiliți dumneavoastră un termen. De asta, rugămintea mea este ca unul din domnii consilieri, sau din doamne consilieri, să propună un amendament în care să stabiliți, eventual, după ce ați votat și părerea domnului director, să stabiliți un termen pe care acest contract de comodat să fie încheiat. Aș vrea să repet faptul că nu are loc niciun fel de transfer de proprietate, că aceste bunuri sunt în patrimoniul municipiului Bacău și merg tot în patrimoniul municipiului Bacău, pentru că spitalul DBC cu toate bunurile sale sunt în patrimoniul municipiului Bacău, astfel încât dumneavoastră nu stabiliți, de fapt, decât destinația unor bunuri pe care le-ați achiziționat acum 10 ani. Rog pe domnul secretar să continue.
Doamna președinte. Da, stimați colegi, o singură remarcă aș vrea să fac. Mi-aduc aminte, după ce a spus domnul primar, a dat acea exemplu cu telefonul, că acum pe Pativ a însemnat în această sală asocierea cu spital, cu Consiliul Județean al Spitalului Sfânta Maria și am fost cu toții de acord atunci, ba chiar căutam soluții, ce facem cu aparatura care este uzată moral și a pierdut și valoarea financiară. Și astăzi nu înțeleg această ipocrizie politică, în momentul când am găsit o soluție ca această aparatură să fie folosită în interesul pacientului Botoan, găsim tot felul de discuții pentru ca această aparatură să stea în continuare acolo fără să fie folosită. Eu cred că este o soluție bună și chiar vă rog pe domnul manager dacă mai identifică acolo aparatura care poate fi folosită și este uzată moral, să poată fi folosită de spitalul TBC. Vă mulțumesc. Puteți transfera aparatura uzată moral, dumneavoastră, v-am zis ce spuneți? Doamna consilier. Vă aduceți aminte de ședința de consiliu? Hai să rămânim totuși un picuț, că eu înțeleg ce spune doamna doctor. Noțiunea de uzată moral este așa un termen, să zic eu, nu știu dacă administrativ, e un termen și atât. Aceste aparate, și aici un consilier poate să-mi confirme, domnul manager poate să-mi confirme, electrocardiograful și ortograful era noi. Vreau să încerați încă numai noi nu, de ce vizionăm în aparatul era nou, deci când aparatele sunt noi, deci nu sunt urmate fizic, cu zona morală, acum că ai văzut psihologie, apare în primul rând. Păi asta vreau să vă spun. Aparatele, din punct de vedere și bine de rămâni lucrul ăsta, că apar confuzii de termeni și chiar și averia noastră ca și cadre medicale sau... Și eu și doamna doctor suntem totuși în grupul de management, să înțelegeți. Aparatul, din punct de vedere tehnic, este un aparat nou, care vine cu recomandația de achiziție, cu certificatul de garanție. Practic, noi nu facem de un comodat, un aparat nou. Că uzat moral, că este un aparat nou. Din punctul ăsta de vedere, legalitatea se poate. Este un aparat... Nu corespunde, dați corespunde. Se poate, e clar. Eu înțeleg foarte bine solidaritatea asta de tamă. O înțeleg foarte bine. Știți problemul cu corpul, da. Și părinții mei ești. O înțeleg și înțeleg foarte bine această tamă profesională și o respect. Dar vă era bine la Spitalul Județean în momentul în care acest Consiliu Local a dat blocul pentru a sta medici. Și n-a mai găsit nimeni niciun fel de interpretare juridică că-i moral, că nu-i moral, că-i depășit, că nu-i depășit. Păi asta spun, este perfect legat ca acest aparat să fie dat. Eu vă spun ceva și aici mi-a spus ceea ce spun și am înțeles foarte bine pe domnul viceprimar. Poate nu a înțeles toată lumea foarte exact. Sunt depășite moral. Bineînțeles că sunt depășite moral. Au 11 ani de când au fost produse. N-a mai fost produs în intervalul acesta de 11 ani ceva mai nou? Haideți, doamnelor, dar chiar acum ne jucăm... Dar din punct de vedere legal, este perfect legal ca acest aparat să fie dat, pentru că tehnologic este normal. Asta vreau să spun. Mi se pare noțiunea asta, adică nu este corect. Din punct de vedere, este o pierdere de timp, această discuție. Dacă cineva are de discutat în sănătatea pacienților că îi mai bine să fie liberat sau mai puțin liberal, să o facă în continuare. Asta vreau să spun. Doamna consilier liberal nu a fost corectă pentru că ai validat. Eu vă propun totuși să votați acest proiect de hotărâre. Dacă dumneavoastră considerați. Dacă nu sunteți de acord, asta e. Dar e bine să știe toți cetățenii municipiului Bacu și de ce nu sunteți de acord. Și ați fost de acord în momentul în care blocul medicilor a fost luat și nu au mai fost probleme de moralitate. Nu ne-a mai lovit nici problema de că-i dubios sau că nu-i dubios. Nu ne-a mai lovit niciun fel de problemă. Domnule primar, asta vreau să spun, că nu-i corect din partea doamnei consilier, doamna doctor Lasă, să aducă această
uzură morală, n-are nicio legătură cu legea. Pe TVI legal, aceste aparate de bun vedere tehnologic sunt noi și pot fi date în comodat către Spitalul Județean, cum prevede către Spitalul Județean de Fiziologie, în conformitate cu TVI legal. Nu există condiția de uzură morală în lege. Aparatul este nou, are documentație, este foarte legal și perfect teren să fie dat în comodat. Din contra, am spus de ce am întrebat pe domnul manager Tăriană de ce nu a cerut și CT-ul. Pentru că el a externalizat de serviciile imagistice, corect? 1, 2. Da, problema de uzură morală a ridicat-o domnul viceprimar Ștefan Dragoș, nu eu. Deci nu ați înțeles ce am spus. Deci am ridicat o problemă de legalitate pentru că votăm și să nu ajungem la DNA. 1. 2. Am cerut managerului farmacist Pâlianu să vină în fața Consiliului Local un proiect în care să ceară necesar de aparatură pe spitalul de DC. Cine s-a opus? M-am opus eu sau colegii mei? De când nu aveți o problemă de înțelegere. Nu, am înțeles foarte bine. Și cetățenii înțeleg exact. Vă punem un pic stenograma. Eu am notat-o, dar au rămas și stenograma. Am întrebat dacă este legal. Da. O tranzacție dubioasă. Dar n-a mai fost dubios blocul medicilor când l-ați luat la Spitalul Județean, doamne. Dar n-ați votat toți? Ba da, și eu v-am propus. Acum am avut o problemă de dubioasă. Și frica de DNA. Haideți să mergeți, vedeți cum e acolo. E clădire, nu? Am și o rugăminte. Domnule primar, cum mai putați cum vorbiți cu mai? Adică, serios. Au observat toți de aici. Bună. Vă rog, nu. Exact, țara arde și baba să piaptănă. Dar lipsă de respect pe noi și avem cetățenii municipiului Bacău. E lipsă de respect. Vă scuzați. Dumneavoastră sunteți cetățenii. Te-ai aranjat, pe mine te aranjează. La un anumit moment începe să vă credeți cetățenii, știu. Bă, dați-mi voie. Îți face o plângere. Câteva răspunzătoare și punctoare la problemele ridicate până acum, care au văd că au deschis noi discuții. Doamna Lazar, doamna consilier Lazar, un raport de preluare a spitalului clar, mi-am făcut și el este dezastruos pentru fostele administrații. Nu vreau să apelez la povestea aia veche cu grea moștenire, așa că azi nu stăm înainte în viitor. Doi, cât de curând, chiar luna asta care vine acum, octombrie, voi veni cu o propunere la dumneavoastră, care va găsi soluția de achiziționare a unui complet tomograf și pentru Spitalul de Pneumofiziologie Bacău și nu este computerul tomograf care este montat în prezent în Spitalul Municipal. Va fi altul. Deci la aparatura mare și cu care există autorizări CNK atât la montaj cât și la demontaj, la demontare, m-am gândit toată să intervin sau să o cer pentru Spitalul de Neurochirurgie. Trei pacienți a toată suferința au nevoie de ajutor și sprijin medical acum, nu în viitor sau cine știe când găsesc unii sau alții de cuvință. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, am pus o întrebare relativ simplu și aș fi avut un răspuns. Cam care e valoarea acestor echipamente? Constat că-s depășit imoral, că au 11 ani, deci până la urmă ducem la spitalul TVC ceva ce nu mai e prin piață, nu mai e modern. Nu, ducem aparatură nouă, domnul viceprimar, haideți înțelegeți. Dați-mi vă, domnul viceprimar. Poți să vorbesc pe prima tare, domnul. Cât ar fi prețul ca să fie achiziționăm noi? Permiteți-mi să vă și răspunsul ăsta. Deci hai să punem confuzie între uzura fizică, aparte de domnul și uzura morală. Dar ele sunt lucruri mult mai noi decât cele foarte multe care le avem în prezent. Nu că nu țin cu pacienții, ci că ducem în zona politicului. Aparatura este nouă, este achiziționată acum 10 ani. Dumneavoastră, v-ați spus cum de vedere. Deci nu am primit răspuns la o întrebare la fix. Când costă acest echipament dacă am luat? Răspunde, și atât. De importanță de pacienții, îi dărăm cu toate dracu pacienților. Vă spun că acele modele de mașini de spălat, valele sensibile de 20 kg, au ajuns doar la 80.000 de lei bucat. Au fost două. Nu e chiar mare, e chiar mare. Că e o sumă. Da,
spălat, cu mașini spălate are fiecare în casă. Vă vedeți echipament. Da, dar face o concluzie reală. Mașini de spălat are septică. Eu n-am văzut să spun de înșelie. Decât la biserica, nici la spitalul județean, de-a întotdeauna și l-am văzut în înșelie la spitalul de ce. L-am obiect. Ce-ați luat ultima dată prin acest proiect? Nu e vorba de o mașină de spălat. E vorba de altceva. Dacă aveți prieteni, dacă nu, nu mai... Acum o lună, am preluat două mașini de spălat, da? Acum, o canapea electrică de consultație, un ecocar și două cartiere. Care e aparatul? Căutați un inventar la... Mulțumesc! Da? Mulțumesc! Dăm cuvântul doamnei Ivrea. Nu aș vrea să fac apologia conceptului uzură, știm că are o componentă, uzură fizică, vorbim despre uzură fizică și uzură morală și atât vă întreb doamna... Doctor, când primeam după Revoluție aparatură uzată, nu numai moral, ci și fizic, din țările occidentale și o foloseam, da, în un ritm crescut, atunci nu mai era o problemă pentru pacienți. Acum vă vine să... Să trăiți în 2018, cum trăiați după Revoluție... Da, știți să ne exagerăm, da? Ați înțeles, la vă dar era mai mult, da? Trebuie să vedem. Nu vorbim decât despre uzură morală, nu și despre uzură fizică. E clar că spitalul TBC are aparatură uzată și moral, uzată și fizic, mult mai proastă decât cea care înseamnă da, depozitată în acele condiții dezastroase în spitalul municipal. Facem apologia conceptului uzură morală și pacienții stau și așteaptă să fie vindecați. Doamna președinte. Doamna Dinu, am zis că aveți un... Da, haideți să depășim, doamnă secretară. Da. Haideți să depășim unde suntem, dar vorbim, am spus, asta am dat legalitate, dar votăm pentru amendamentul pentru... E, acum, asta... Pentru durarea comandă. Da? Domnul Șova, asta vrea să facă, da. Da? Haideți, vă rog. Mulțumesc, domnul Hârțu. Haideți să trecem ca termen durată de 7 ani. O să punem la vot amendamentul ridicat de domnul Șova. Ca să fie termenul de contractul incomodat în 7 ani. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Spitata, fiind? Da, eu propun amendamentul să fie de genul până la darea în folosință, dar un amendament până la darea în folosință a spitalului municipal. Poți fi 7 ani sau 9 ani. Imediat, stai că tu până la voi și amendamentul dumneavoastră. Dar, în primul rând, trebuie să fie un termen cer. Până la darea, deci... Domnul Scripăț, face pe parte. Domnul Scripăț a făcut primul amendament, care chiar nu l-a tine. Domnul Feche, de-abia ați venit. Cred că n-ați perceput realitatea. Domnul Șopa a enunțat primul amendament. Al doilea amendament a fost al domnului Scripăț. Dați-mi voie să vă trezesc. Deci, domnul Scripăț, amendamentul domnului Șopa vă abține, nu? Poziția mea, amendamentul meu, până la darea folosință. Că dacă aud că se dă folosință peste 7 ani, deja nu mai prind. Deci, la amendamentul domnului Șopa va abține la votul ăsta, da? Da, fiindcă amendamentul a fost transmis de dumneavoastră. Bun, cu 16 voturi și o abținere. Cu 17, că a venit domnul Fechet, cu 17 voturi și abținere, amendamentul domnului Șova a fost aprobat. Acum are domnul Scripăț un amendament să întindă durata până la... S-au fost cu teze. S-au fost cu teze, da. Până la darea folosință a spitalului municipal. Până la darea folosință a spitalului municipal. Dar probabil ați avansat și termenul cu partitatea folosință. Supunem la vot acest amendament, având în vedere că e un termen incert. Cine este pentru? Domnul secretar. Dar a spus că trebuie un termen și noi... Am obligația să specific foarte clar. Termenul spus de domnul Scripăț e un termen incert. Am obligația de asemenea să-l supun la vot, pentru că este dreptul dumnealui. Am înțeles. Cine este pentru? Două voturi. Bun, 3. 3 voți. Nu mai întrebăm. Nu mai niciun alt lucru. Îmi pare rău. Restăm 7. Da. Supunem la vot proiectul.
proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Scripăț, 16 voturi, 17 voturi pentru, proiectul a fost aprobat. Vreți să vă spun? Legat de cea problema ridicată de domnul viceprimar Scripăț, valoarea de achiziție a aparaturii care tocmai am aprobat să le-am acomodat, o găsiți în proiectul ordinea de zi, facturile. Achiziționată de către Spitalul Municipal. Da, sunt aici, la atașat colegul meu la proiect. Supun discuție punctul 7 a ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Dragoș să prezinte expunerea din motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă. Proiectul numărul 17 este un proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune și a atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare și energie termică în sistem centralizat din municipiul Bacău, azi acum a trebuit la mată. Nu există obiecțiune de realitate. Domnul Chintruș. Favorabil. Doamna Pitilie. Favorabil. Doamna Dreagnă. Favorabil. Domnul Ruca. Favorabil. Doamna Dragomi. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șopa? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Este vorba de incompatibilitatea domnului Vârcu, astfel încât avem o nefacțiune, 17 voturi pentru, proiectul a fost 17 pentru. Domnul Vârcu, nu participă. Supun discuție punctul 8 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HMO 22 din 2018, prin care s-a născut totușit inventarul proiectului care a fost în domeniul public al municipiului Bacău, ați avut material la mapă. Domnul secretar? Nu există obiecțiuni de legalitate. Doamna Bartașu? Doamna Dreagnă? Domnul Luca? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Șova? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să-ți spună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Este cineva din sală? 18 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 9 al ordinii de zi și domnul viceprimar Ștefan, să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. La proiectul numărul 9 avem de asemenea un proiect privind modificarea și completarea unei hotărâri de Consiliul Local, și anume numărul 157 din 2018, prin care ne însușim în inventarul bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Bacău, o serie de teren care le-am identificat în municipiul Bacău. Nu există obiecțiuni de legalitate privind acest proiect. Doamna Bardașu? Doamna Dreagnă? Favorabil. Domnul Luca? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Șopa? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să... Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Ghinghe, 17 voturi pentru, aprobat. Supun discuție punctul 10 al ordinei de zi și îl invit pe domnul viceprimar Dragoș să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, la proiectul numărul 10 avem un proiect de hotărâre prin care aprobăm închirierea unor suprafețe de teren aflate în Piața Sud, din Bacău, strada Mărășești, numărul 28, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, ați avut materialul la mapă. Domnul secretar? Nu există de legalitate. Domnul Chindruș? Favorabil. Domnul Pusuion? Favorabil. Doamna Dreagnă? Domnul Luca? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Șova? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 11 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Este vorba de un proiect de hotărâre privind schimbul de locuință pentru chirie, destinată chirie, de Jelboaie Solin
și Gorgiu Ana Maria și închirierea de contracte de închiriere a tărâma pe Aruna Mapă. Domnul secretar? Nu există de închiriere legată. Doamna Bardașu, favorabil. Doamna Breacnă, favorabil. Domnul Luca, favorabil. Domnul Stan, favorabil. Domnul Șopa, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de consecvență. O să anunț rezultatul votului, dar la proiectul numărul 11. Articolele 1, 2, 3, 4, 5 au fost votate de fiecare dintre 18 voturi pentru 0, contra 0 voturi. Vă mulțumesc! Supun discuției punctul 12 al ordinei de zi și invit pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Da, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local și Parcăm, numărul 81/2016, privind aprobarea criteriilor de acces și a listei cu acte necesare în folosirea cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, cu modificările și completările ulterioare. Aveți la proiect criteriile de eligibilitate pentru cei care doresc să beneficieze de o locuință socială sau din fondul locativ de stat. Vă mulțumesc. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiectul de legalitate. Invit pe doamna Bardașu. Doamna Breacnă. Domnul Luca. Doamna Dragomir. Domnul Stan. Domnul Șopa. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să se pună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 13 al ordinii de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de un proiect privind modificarea HCL și completarea acesteia de 108/2018, prin care s-a aprobat lista nominală de repartizare a locuințelor pentru tine destinate închirierii. Documentația s-a făcut la mapă, aștept votul dumneavoastră. Nu există obiecțiuni de legalitate? Domnul Pindruș. Aviz favorabil. Doamna Bardașu. Doamna Breacnă. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Domnul Stan, domnul Șopa, discuția asupra proiectului de hotărâre, se trece la procedura de vot secret. La proiectul numărul 13, toate articolele au fost votate fiecare cu de 18 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi pro. La mulțumire. Supun discuție punctul 14 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive a proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre pe care se propune schimbarea destinației unor imobile aflate în inventarul domeniului public al Municipiului Bacău și fac parte din baza materială a Colegiului Economic de Unghicar de strada 9 mai 104, pe perioada desfășurării lucrurilor de demolare a terenului la Mapă. Invit pe domnul secretar să prezinte aceste lucruri. Doamna Bardașu. Doamna Breacnă. Domnul Luca. Doamna Dragomir. Domnul Stan. Domnul Șopa. Discuții la proiectul de hotărâre. Rog pe domnul secretar să pună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat. 16 voturi și 1 nepartizare. A fost aprobat. Supun discuție 15 la ordine de zi și ne invit
pe domnul viceprimar Ștefan să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind completarea HR-ul 22 din 2018, prin care s-a însușit inventarul bunurilor care au cătuit în Republica Municipului Bacău, ați avut materialul la mapă. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Nu există încă obiectul de legalitate. Doamna Bardașu. Favorabil. Doamna Breamă. Favorabil. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șopa. Favorabil. Discuții la proiectul de hotărâre. Rog pe domnul secretar să se pună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Bine, cineva? Votul de ce vot? Iată. Ce s-a făcut? 17 voturi a fost aprobat. Supun discuție cu punctul 16 al ultimei vieții și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul de proiect de hotărâre, rog ca aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbusului de transport școlar, care se află în patrimoniul municipiului Bacău. Scopul principal al acestuia fiind transportul elevilor cu diverse ocazii, probabil și transport școlar în fiecare zi a săptămânii care se duc la școală, dar pe de altă parte transportul acestora în tabere, transportul la diverse competiții sportive sau diverse competiții, olimpiade, conferințe. Avem acest microbus școlar, este păcat că acesta să nu fie utilizat. Din păcate, legislația este destul de greoaie și acesta este primul pas, acest tip de regulament ulterior, urmând să modificăm o fișă a postului sau să găsim o cale legală prin care să avem un șofer care să aibă toate atestatele necesare pentru a conduce acest tip de microbus. Aștept votul dumneavoastră favorabil. Mulțumesc. Nu există obiecții de legalitate. Domnul Chizruș. Aviz favorabil. Doamna Breagnă. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să se pună la vot proiectul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere prezența domnului Stan în sală, avem 18 consilieri, 18 voturi, a fost aprobat proiectul. Supun discuție punctul 17 al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin cu propunerea către dumneavoastră de asocierea municipiului Bacău cu Asociația Națională a Surzilor din România în vederea realizării în comuna simpozionului Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități de auz și vorbire, trecut prezent și viitor, ce se va desfășura în Bacău în data de 23 octombrie 2018. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiecții de legalitate. Domnul Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Venerica. Favorabil. Domnul Lucian. Bogdanel. Favorabil. Doamna Dragomir. Favorabil. Doamna domnul Luca. Favorabil. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să se pună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Abținerea domnului Ghinte. 17 voturi pentru. A fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 18 al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de mulțumesc, doamna președintă de ședință, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a desemna reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în comisiile de evaluare și asigurare a calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ pe Universitate de Stat. Invit pe domnul secretar. Nu există obiecții de legalitate. Domnul Lucian Bogdanel. Favorabil. Doamna Brea. Favorabil. Domnul Luca. Favorabil. Doamna Dragomir. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șopa. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot.
10, articole 1, 2, 3, 4, 5 au fost votate fiecare cu câte 18 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi pro. Mulțumesc. Supun discuției punctul 19 la prezidenție și îl invit pe domnul viceprimar Bravo să prezinte expunerea de motive la proiectul. Proiect de hotărâre privind modificarea HE numărul 263/2010, prin care s-au aprobat funcțiile publice, organigrama și alte funcții pentru direcția publică de evidență a persoanelor din municipiul Bacău. Domnul secretar, să știți care este legalitatea? Doamna Lucaru, favorabil. Doamna Breamă, favorabil. Domnul Luca, favorabil. Doamna Dragomir, aveți favorabil. Domnul Stran, favorabil. Domnul Șopa, favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să spună la domnului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă și abține cineva? 18 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 20 al ordinei de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și statului de funcții la Teatrul Municipal Bacău, via Teatrul Material la MAPA. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Doamna Eliza. Doamna Breagnă, domnul Luca, doamna Dragomir, domnul Stan, domnul Șova, discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să spună. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuției punctul 21 al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu propunerea de asociere a municipiului Bacău cu Asociația Țarcă, în vederea realizării în comun a simpoziului internațional Școala, principalul mijloc de păstrarea libertății în sufletul mediului penitenciar. Simpozion ce se va desfășura în perioada 1-2 noiembrie 2018. Invit pe domnul secretar. Domnul Cintru. Favorabil. Doamna Benedică. Domnul Lucian. Domnul. Doamna Breacnă. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șopa. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog. Facem apelul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținerea domnului Ghinghe? 17 voturi pentru. Sunt aprobat proiectul. Supun discuției punctul 22 al ordinii de zi și le invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prezentul proiect de hotărâre se referă la alegerea președintelui de ședințe al Consiliului Local al municipiului Bacău pentru ședințele din octombrie-noiembrie 2018. Invit pe domnul doamna Elie, favorabil. Domnul Șova, favorabil. Vă rugăm să faceți propune. Rog pe domnul secretar să supună. Domnul Șova. Doamna consilier Pricopoarea. Mulțumesc la vot propunerea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Dar doamna, e numai să o abțină. A fost aprobat amendă propunerea domnului Șuva pentru următoarea jurului. Să fi doamna Pricopoaie, președinte ședinței. Supun discuție punctul 23-a al ordinii de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamna Tamar. Mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnă președinte de ședință. Din prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rectificarea bugetară ce are loc ca urmare a rectificării bugetare făcută de către Guvernul României, rectificare constatată prin OUG 78 din 2018. Documentația ați avut-o la mapă, după cum
pe bugetare care se suplimentează, învățământul, sănătatea, bazinul de not, transporturile, de asemenea, este vorba de suplimentarea făcută pe capitolul transporturi pentru acoperirea creditelor bugetare necesare, acțiuni de reparații străzi. Deci, practic, acțiunea de reparații și de turnarea covoarelor asfaltice continuă. Pe de altă parte, discutăm de o serie de rectificări și modificări bugetare, în sensul în care vom, prin ca urmare a votului dumneavoastră, vom aloca suma de 4,3 milioane lei pentru buna funcționare a termoenergiei. În acest fel, achităm o parte din creanța pe care, în momentul de față, municipalitatea o are față de termoenergie. Creanță care, din păcate, stă greu, atât de greu, de gâtul municipalității și care, din punctul meu de vedere, blochează dezvoltarea ulterioară a orașului prin alocarea unor sume colosale pentru buna funcționare a acestui sistem de termie. Nu are sens să mai reiterez discuția. După cum știți, plătim sume de peste 10 milioane de euro pentru funcționarea capitolului de termie, de unde s-au atras sume de 85 de milioane de euro, s-au dus efectiv în pământ. Pe de altă parte, prin prezenta, rog încă o dată Guvernul României să analizeze posibilitatea de a aloca cât mai urgent, așa cum a făcut-o și anul trecut, sumele necesare achitării creanțelor, deoarece ne apropiem de sezonul rece. Nu vă ascund, doamnelor și domnilor consilieri locali, au fost nenumărate discuții pe care le-am avut cu Guvernul României pe această temă. Sunt 7 orașe reședințe de județ care se află în această situație, asemenea municipiului Bacău. Promisiunile de la Guvern au fost făcute, sperăm în concretizarea cât mai urgentă a acestora. Mulțumesc. Nu există obiecții de legalitate. Domnul Tindruș? Aviz favorabil. Doamna Verica? Favorabil. Doamna Breagna? Favorabil. Domnul Luca? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Șova? Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să spună la proiectului. Domnul Șova? Mulțumesc. Și avem un amendament de făcut în sensul că se modifică programul de investiții cum urmează. Se creează o poziție nouă în anexa 2J, capitolul 74.02, protecția mediului achiziții diverse, cu denumirea carcasă filtrul SAC, inclusiv filtrul, pentru reținerea contaminațiilor din verificat, 4 bucăți. Valoarea obiectivului nou creat, fiind de 90.000 de lei. Această sumă va fi diminuată din anexa 2A, capitolul 74, protecția mediului obiective noi, poziția 150.000 de lei și anexa 2J, capitolul 74.02, protecția mediului, studii și expertize, poziția 2, 40.000 de lei. Supunem amendamentul ridicat de domnul Șova la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? 18 voturi a fost aprobat amendamentul. Domnul Dragoș Ștefan ridică și dumneavoastră. Da, mulțumesc. Se diminuează capitolul 54.02, alte servicii publice generale, titlul 2, capitolul 20, bunuri și servicii, cu suma de 30.000 lei și se majorează capitolul bugetar 67.02, cultură, recreere și religie, titlul 9, capitolul 59, cu alte cheltuieli, asociații și fundații. Punem la vot și acest amendament. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? O abținerea domnului Ginger? Și am putut ce văd pentru amendamentul a fost aprobat. Domnul Ginger, vreau să spuneți ceva? Da, mulțumesc. Îmi pare rău să-mi contează și domnul primar, dar de la sănătate
principal și de la stația de salvare din zona Mincului. Dar trecând peste asta, am observat că se rectifică bani de la o ședință la alta foarte mult de la lucrările din cartiere. Parcuri din diverse zone ale orașului, zone interstițiale, trotuare și așa mai departe. Și atunci să întreb executivul. Aveți de gând totuși să interveniți în cartiere, pentru că, așa cum am precizat și la ședința trecută, mă întâlnesc cu oamenii sau cu diferiți președinți de asociații de proprietari care sunt foarte nemulțumiți de felul în care administrația actuală tratează micile detalii din cartiere. Trotuare, tot felul de gropi, bălți prin care calcă oamenii, toate de lipsă și mai departe. Sunt chestiuni care, la prima vedere, pare mici, însă pentru oamenii care locuiesc acolo sunt foarte importante. Și când ieși din bloc și te trezești cu o baltă de 10 metri pătrați, totuși îți vine gândul că administrația nu se preocupă de cartierul tău. Și de asta vreau să întreb. Dacă tot rectificați banii ăștia, nu știu, în următoarea perioadă aveți de când totuși să interveniți în cartier și să faceți așa o radiografie asupra nevoilor mici din aceste zone ale orașului? Deci mă refer la parcă, locul de joacă, pavele, chestiuni foarte minore din cartier. Mulțumesc! Pentru conformitate, capitolul 6602, sănătate, se suplimentează cu 10.000 lei. În vederea 10.000 lei, în vederea efectuării serviciilor medicale profilactice necesare supravegherii sănătății cadrelor medicale din cabinetele medicale școlare. Pe de altă parte, acele capitole bugetare de la care s-a tăiat, referitor la reconfigurarea spațiilor interstițiale, reconfigurarea spațiilor interstițiale din aviator Victor Babeș, este vorba de proiectele europene care au fost prezentate deja și o altă categorie de proiecte care în momentul de față se așteaptă rezultatul final. Este evident că sunt o serie de capitole bugetare la care banii nu vor fi cheltuiți anul acesta. Fapt pentru care acesta este motivul pentru care s-au făcut aceste realocări și reașezări bugetare. Dincolo de acest aspect, cu certitudine nu ne-am fi dorit să le facem aceste tăieri. Dar, repet, suntem într-o situație în care termoenergii Bacău trebuie să funcționeze. Nu avem suficienți bani. Nu sunt suficienți bani pentru absolut toate nevoile orașului. Intrăm în sezonul rece și nu putem să ne permitem ca, vă dau un exemplu similar, Constanța, în momentul de față, de 4 zile stau fără căldură și fără apă caldă. Noi nu putem fi în aceeași situație. Din păcate, din aceste motive am ajuns să facem aceste tăieri, dar aceste tăieri sunt făcute de la capitole bugetare care oricum nu se execută anul acesta. Pe de altă parte, sunt deja în execuție. Este deja în execuție un contract de 1.000.000 de lei pentru locuri de joacă. Și sunt deja locuri de joacă pe care le puteți observa. Ele sunt în curs de reabilitare sau s-au reabilitat deja. Parcul Catedralei, Cancicov, Parcul Olimpic, cum se cheamă Parcul Divertis. Mai sunt încă alte 12 locații la care se intervine. Locurile de joacă, așa cum am promis, își continuă activitatea și continuă derulare. Vorba de o serie de proiecte europene care până în momentul în care Uniunea Europeană nu ne va da validarea și nu ne va spune că sunt în regulă sau nu, stăm practic cu acești bani locați. În momentul în care Uniunea Europeană ne certifică că aceste proiecte sunt eligibile, atunci automat va trebui să facem o rectificare bugetară sau dacă vom fi anul viitor, să alocăm direct aceste sume pentru o finanțare. Fără îndoială, după cum vedeți și în momentul de față, discutam la ședința trecută de Parcul Făgăraș. La Parcul Făgăraș se lucrează prin forțe proprii ale primăriei municipiului Bacău. Tot prin forțe proprii se amenajează diverse scoare. Intrăm în zone de cartiere. Se amenajează, de exemplu, stația de autobuz de la Piața Centrală. Tot prin proiect propriu și prin forțe proprii. Nu este nimeni răuvoitor sau nu cred că există vreo administrație pe lumea asta să nu-și dorească să satisfacă nevoile cetățenilor. Mai mult decât atât,
dacă este să discutăm foarte concret de stația salvare. Stația de salvare este un proiect pe care l-am gândit la începutul anului împreună cu domnii viceprimari, special cu domnul viceprimar Scripăț. Relocarea acesteia, am găsit soluția, pentru că încă din anul de 2012, Guvernul României a alocat o suprafață de teren lângă pompieri, încă actualului serviciu, pentru efectuarea unui complex întreg al acestei stații de salvare și ISU. Pot să vă spun că, în momentul de față, suntem într-o, din ce țin minte de ați vota la ședința trecută, o serie de alocări pentru construcția sălii de sport speciale. Repet, nu e o simplă sală de sport, e o sală de antrenament pentru pompierii din municipiul Bacău. Continuăm derularea acestui complex, crearea acestui complex ISU pentru municipalitatea noastră, pentru orașul nostru, dar vă spun cu toată sinceritatea că în momentul de față nu avem suficient bani. Nu trebuie să uităm faptul că în momentul de față suntem în proceduri de achiziție publică cu Creșa și Grădinița Carpen, cu Creșa Cancicov. Urmează cât de curând ședința viitoare pe Consiliul Local să fie prezentată pentru dumneavoastră spre aprobarea documentației tehnico-economice în Grădinița numărul 18 din Bacău. Sunt obiective pe care le avem în derulare. S-a încheiat procedura de achiziție publică. Nu procedura de achiziție, s-a încheiat procedura de depunere a ofertelor pentru calea Bărladului, pe data de 20. Probabil, săptămâna viitoare, miercuri, joi, comisia va desemna câștigătorul acestei lucrări. Sunt lucrări care se fac și nu vă ascund faptul că ne chinuim în momentul de față pe o situație financiară care este departe de a fi roză, de a găsi soluții pentru satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor. Dar, din păcate, nu putem să le facem pe toate și nu putem să facem absolut tot. Am venit cu foarte mare sinceritate în fața dumneavoastră. Dacă nu am avea acest termoenergie, situația pentru acest oraș ar însemna, anul acesta ar însemna cu 45 de milioane de lei plus și datorită creșterii gazelor, prețului la gaze cu 35%, anul viitor va fi un impact bugetar proporțional. Cu încă 17 milioane de lei inclus. Deci gândiți-vă cam ce ar însemna pentru noi undeva 60-65 de milioane de lei care să rămână în bugetul municipiului Bacău și să poată fi utilizați pentru dezvoltarea orașului. Luați în calcul cu o creșă, cu grădiniță, costă undeva la 9 milioane de lei fără TVA. Cam câte creșe și grădinițe am putea să facem? Cam câte străzi am putea să facem, cam câte locuri de joacă, trotuare, parcări, sau multe alte semnifici. Din păcate, acest termoenergie și reiterez ceea ce a spus Guvernul României nu o singură dată. Am spus-o și anul trecut, am spus-o și anul acesta, voi continua să o spun și voi veni probabil și cu niște propuneri foarte concrete față de dumneavoastră, față de dumneavoastră. Cred că este timpul ca Guvernul României să preia acest termoenergie. Este un proiect pe care dumneavoastră l-au validat în fața Uniunii Europene. Au zis că este foarte bun și este minunat. Să lea să-l utilizeze în continuare. Noi am făcut în continuare investiții pe el, nu l-am abandonat. Și dacă este atât de bun și atât de viabil pentru Uniunea Europeană să scădem emisiile de dioxid de carbon, îi rugăm pe dumneavoastră să le scadă în continuare, utilizând acest termoenergie. Eu cred că în momentul de față acest termoenergie este o povară pentru municipiul Bacău. Este o povară care pleacă din anul 2008-2009, când, din punctul meu de vedere, unii au mințit și Guvernul și Uniunea Europeană, spunând că vor realiza niște ținte, niște obiective care nu s-au realizat niciodată și pe care Guvernul de atunci le-a înghițit pe nemestecate și au zis că-s bun. Nu-mi dau cu părerea dacă cei 85 de milioane de euro au ajuns în buzunarele unora sau altora sau acel proiect a fost făcut pentru diverse persoane fizice. Dar clar că, în momentul de față, ne aflăm în această situație. Termoenergie consumă
din municipiul Bacău, din banii municipiului Bacău, undeva la peste 45 de milioane de lei anual. Acum, repet, și încălzește 15.000 de unități locative din cele 66.000 pe care le are municipalitatea. Astea sunt realitățile pe care le trăim cu acest monstru. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție cu 23B, 23F, al ordinei de zi. Cine vin pe domnul primar Costin Negura să prezinte esmenele motive? Vă solicităm acordul ca de la 23B la 23F, toate proiectele, privind având același obiect, să fie pe același buletin de vot. Și având același abite și... Dar, practic, aceste proiecte de hotărâre au drept obiect transmiterea drepturilor de concesiune prevăzută în contractele de concesionare menționate în proiectele de hotărâre între persoane fizice. Astea sunt obiectele proiectelor de hotărâre, respectiv Bentec, Carmina, către domnul grădinarul Gheorghiță Marius, domnii Constantinescu Emil și Constantinescu, doamna Constantinescu Monica, la doamna Cojan Rovica, Lazar Vasile, la doamna Ionel Maria Magdalena, domnul Miclăuș Pavel, către doamna Grigoraș Mariana, domnul Oancea Gheorghe Micușor și Oancea Alina Roxana, la domnul Borcan Viorel Ciuan și doamna Borcan Elena Cerasela. Nu există obiectul în legalitate. Doamna Marie, favorabil. Doamna Andreașă, favorabil. Domnul Luca, favorabil. Domnul Șova, favorabil. Doamna Dragomir, favorabil. Soția Sătătorului de Urdăne. Se trece la procedura de vot secret. Proiectele 23P până la 23F au fost votate fiecare cu de 18 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi nulă. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Vin în fața dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali. Doamna Lazar, dacă îmi permiteți. Doamna Lazar. Este vorba tot de un imobil destinat specialiștilor din sănătate. Și rog și invitatul nostru să o lasă pe doamna consilier să delibereze de plină cunoștință de cauză. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră cu solicitarea de aprobare a planului urbanistic de detaliu întocmit pentru construire locuințe pentru tine destinate zilierii specialiștilor din sănătate, ansamblu Duceci 3C, etapa 1, regim de înălțime P plus 3E plus M, în strada Teiului numărul 13 din municipiul Bacău. Obiectiv ce se va realiza prin finanțarea Agenției Naționale de Locuințe și prin participarea municipiului Bacău la acest proiect prin oferirea de teren. Consider că este un punct în plus pentru noi în municipiul Bacău, în domeniul sănătății, în momentul în care, pe lângă blocul pe care l-am oferit către Spitalul Județean, fără prea multe obiecțiuni și fără probleme, fără interogări, să venim cu un plus de locuințe pentru specialiștii din sănătate. Repet, acest bloc
Este nu doar destinat medicilor, ci este destinat specialiștilor din sănătate. Este vorba de o varietate mai mare de specialiști care activează în acest domeniu. Consider oportun construirea acestui bloc, oportună construirea acestui bloc. Prin votul dumneavoastră veți da posibilitatea Municipalității și Agenției Naționale de Locuințe să-și ducă proiectul la cap. Făcând o mică paranteză, acesta este și unul dintre elementele pentru care Parcul Făgăraș a mai întârziat această discuție cu Agenția Națională de Locuințe cu privire la suprafețele de teren, pentru că nu totdeauna se înțelege foarte exact la București care este intenția autorităților locale. De atunci există posibilitatea din partea funcționarilor de acolo să se facă o serie de erori care consider eu că nu au fost voite în acest caz. Rezumând, proiectul l-ați avut la mapă, îl consider oportun, acesta este însoțit de toate avizele comisiilor, așteptarea cu avizului de legalitate din partea domnului secretar, vin cu solicitarea de a vota acest plan urbanistic zonal pentru nou imobil ce va fi destinat tinerilor specialiști din sănătate. Vă mulțumesc! Invit pe domnul secretar să prezinte. Doamna Marin. Favorabil. Domnul Mateuță. Favorabil. Domnul Luca. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să spunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? De ce vă trebuie să aprobați proiectul de hotărâre? Supun discuției punctul 23H al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Necula să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal întocmit pentru schimbarea funcțiunii terenului suprafață de 43.000 de metri pătrați, față respectiv 43.181 metri pătrați, pentru construirea ansamblu de locuințe colective cu spații comerciale și birouri, construcție, parking subteran și anexe, construire bloc de locuințe și amenajare din incintă pe strada Tanzlăului. Nu vreau să fac considerații care să eventual să atrag posibilitatea de a fi considerat că sunt de o parte sau de alta baricade. Este un plan urbanistic care are toate avizele de specialitate pe care beneficiarii SCPIAL Imobiliare și domnul Popovici Ionuț Adrian l-au propus municipiului Bacău. Eu îmi fac datoria de a vi-l propune dumneavoastră spre aprobare. Dincolo de acest aspect, țin totuși să remarc, repet, fără a fi considerat părtinitor, totuși faptul că acest ansamblu este un ansamblu care, până în momentul de față, eu nu am văzut să fac o ansamblu privat, în sensul în care să dețină acest tip de parking subteran, să dețină loc de joacă, să dețină spații comerciale. Cred că în momentul de față și constructorii din municipiul Bacău, și cred că este unul dintre primii pași care se fac, trec într-o nouă etapă a construcției de locuințe. Vine în fața dumneavoastră cu propunerea făcută de către dumnealor, nu doar pentru un simplu complex de blocuri sau pentru un bloc trântit nu știu pe unde, pentru că avem teren. Și gândirea unui spațiu, unui quartal, se poate spune, care este realizat pe alte standarde și pe alte principii. Las la aprecierea dumneavoastră în sală din ce văd și beneficiarii, care vă pot sta la dispoziție, de asemenea și doamna arhitect șefa orașului. Las la aprecierea votului dumneavoastră votul pentru acest plan urbanistic zonal. O ultimă precizare pe care o fac. Una dintre componentele acestui plan urbanistic, sau în fine, zonă perimetrală, este vorba de strada Depoului. Strada Depoului care se află, din păcate, în această zonă perimetrală a liniilor de apeluri ferate române.
Suntem în interminabile discuții cu dumnealor, inclusiv pe acest subiect. Sper să obținem odată acest aviz pentru a putea și noi construi efectiv această stradă, pentru a nu fi lăsată la nivelul care se află. Vreau să mai fac, apropo de căile ferate române, încă o SNCFR, mai exact, Societatea Națională de Căile Ferate Române. Din partea celor de la Baco am găsit toată deschiderea. Unul dintre proiectele europene foarte importante pe care le-am depus spre finanțare se referă la pasajul subteran de teren. Dar au fost de acord să ne predea partea de pasaj care se află, care o au în proprietate. Dar, din păcate, discuțiile s-au blocat la Iași pe ceea ce înseamnă Parcul Vasile Roy. Parcul CFR. Anul trecut, după cum știți, l-am încercat, am făcut o igienizare a acelei zone, am reamenajat-o, dar în momentul de față nu, se pare că nu găsim înțelegere și se vine în fața noastră propunerea de a fi închiriat. La ce sumă, doamna? O sumă totală, știu că s-a făcut o estimare totală. 600.000 de lei. În contextul în care dumnealor, în momentul de față, țin în paragină acea locație. Și mai mult decât atât, acolo noi nu facem activități comerciale. Noi vrem să facem parc. Sunt căi legale pentru a se soluționa această problemă. Ne-am adresat deja de săptămâna aceasta cu memoriul pe Ministrul Transporturilor, vederea găsirii unei soluții din partea conducerii Ministerului Transporturilor, care are în subordine această societate națională. Dacă nu se vor găsi pe legale, cred că va fi oportun să vin în fața dumneavoastră cu propunerea de expropiere a acestei suprafețe de teren, în vederea amenajării de parc, parc care, din punctul meu de vedere, ar fi deosebit de necesar pentru locuitorii din acea zonă. Având în vedere cele menționate, aștept votul dumneavoastră pe proiect să prezenți proiectul de hotărâre. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiectul de legalitate. Doamna Marin. Favorabil. Domnul Mateuță. Favorabil. Domnul Luca. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Se trece la procedura de vot secret. Avem rezultatul votului, proiectul de hotărâre numărul 23H, articolele 1, 2, 3, 4 a fost aprobat, 18 voturi pentru, 0 contra, 0 nul. Unanimitate. Punctul 23 al ordinei de zi și pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Doamnelor și domnilor consilieri local, prezentul proiect de hotărâre vă propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Speranța Bunicilor în vederea realizării comune a evenimentului Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce se va desfășura în perioada 10-11-10-2018 la Bacău. Doamna director Carmen Privirii, vă stă la dispoziție pentru orice informații pe considerați necesare. Invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate. Nu există obiectul de legalitate. Domnul Chindruș. Aviz favorabil. Doamna Privirii. Domnul Axente. Doamna Breagnă. Domnul Stan. Favorabil. Domnul Șova. Favorabil. Discuția asupra proiectului de hotărâre. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? O abținere a domnului Indie, 17 voturi pentru proiectul hotărârea a fost aprobat. Supun discuție punctul 23 al ordinei de zi. Cine vine pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Este vorba de asocierea municipiului Bacău cu Asociația Generală a Activiștilor din România, filiala Bacău, în vederea realizării în comună a evenimentelor culturale organizate cu ocazia centenarului zborului Marii Lumii, ce se va desfășura în Bacău în data de 20 noiembrie 2018. Motorul acestui proiect, sau inima acestui proiect, a fost domnul viceprimar Constantin Scripăr. Dumnezeu se ocupă de această componentă deosebit de importantă pentru noi, Bacău, celebrarea centenarului. Dumnealui vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de informații cu privire la acest proiect, la orice alte proiecte cu privire la centenar și nu numai. Mulțumesc! Da, la binevoie câteva cuvinte, putem ce că primarul municipiului Bacău a făcut parte din Comisia Județeană de organizare a evenimentelor dedicate centenarului. Bacău are un privilegiu. În 1918, un avion a făcut un traseu Bacău-Blaj cu niște documente care presupuneau recunoașterea Marii Lumii. Încercăm și în acest an să reiterăm, să refacem acest vot, sunt mai multe evenimente, sunt și niște implicații financiare, vrem de asemenea ca luna viitoare să venim cu propunerea ca acel locotenent pilot Niculescu să fie cetățean de mare post mortem, vă spunem de pe acum. Materialele sunt pregătite și presupun mai multe materiale, inclusiv un bust. Vom avea parte, în municipiul Bacău, să vedem și macheta acelui avion. Sunt simpozioane, toate din comisie face parte de asemenea Asociația Arhiviștilor, Muzeul, deci persoane calificate în acest sens și eu știu care să argumenteze tot ceea ce facem noi acolo. Contribuția noastră este de aproximativ 380 de mii de lei. Vom încerca ca acele mape care cuprind o medalie nobiliară, o carte, diplomă, să ajungă de asemenea la fiecare consilier. În acea comandă am prins și un număr de aproximativ de 70 de unități de învățământ, deci le vom da la fiecare școală din Bacău și de asemenea vor rămâne în, la primărie ca să folosim o parte din materiale, când avem schimburi de experiență, de legații, oaspeți, de bază, și așa mai departe. Proiectul, vă rog să o propuneți în forma... Invite domnul secretar să vezi de domnul Gindrus. Aveți favorabil. Doamna Venerică. Domnul Lucian. Doamna Breacă. Domnul Luca. Domnul Stan. Domnul Șopa. Discuția asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Ingen? Și atunci se vote pentru. Proiectul a fost aprobat. Supun discuție punctul 23K al ordinei de zi și îl invit pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Propunerea este asocierea municipiului Bacău cu Asociația Școiuță în vederea realizării comună a Festivalului Zanului Bacău, Fest, festival ce se va desfășura în perioada 12-14 octombrie 2018. Documentația a fost la MAPRO, în contextul în care veți considera oportun. Aștept votul dumneavoastră. Domnul secretar, să prezintă. Mai este tot din doamna Gindruș. Aveți favorare. Domnul Gindruș, doamna Venerică, domnul Lucian, doamna Breacă, domnul Stan, domnul Șova, discuția asupra proiectului. Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține cineva? O abținere a domnului Ginge cu 8-17 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23 la ordinea de zi și ne pe domnul primar Cosmin Necura să prezinte motive la proiectul de hotărâre. Doamnă și domnul consilier local, tot aceeași asociație vine să ne propună
Evenimentul de deschidere a anului școlar la Palatul Copiilor, ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018. În contextul în care veți considera oportun, aștept votul dumneavoastră. Nu există obiecții de legalitate? Domnul Chindruș? Aveți favorabil. Doamna Vedelică? Favorabil. Domnul Lucian? Doamna Breagnă? Domnul Stan? Domnul Șova? Discuția asupra proiectului? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Kinger, 17 voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. Supun discuție punctul 23M al ordinei de zi și ne invit pe domnul primar Cosmin Negrea să prezinte exprimarea de motive la proiectul de hotărâre. Prezentul proiect de hotărâre vine în fața dumneavoastră cu propunere de asociere a municipiului Bacău cu Fundația Episcopului și Sedești, Liara Bacău, în vederea realizării în comun a unui eveniment, a unei conferințe cu ocazia referendumului în perioada 6-7-2018, ce se va desfășura în Bacău, în data de 30 septembrie, a dată de voară din municipiul Bacău. Este vorba de un eveniment de informare. Contextul în care considerați oportun, aștept votul dumneavoastră. Nu există obiecțiuni de legalitate. Domnul Chindruș? Favorabil. Domnul Ciupotaru? Doamna Breagnă? Domnul Luca? Domnul Stan? Domnul Șova? Discuția asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul secretar să supună favorul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Da, este împotrivă, domnul? Da. Se abține cineva? Un vot împotrivă și 17 voturi pentru, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 23N al ordinei de zi și invit pe domnul primar Cosmin Negrea să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu propunerea de acordare cu titlu gratuit o perioadă de 10 ani, două birouri din cadrul Centrului de Marketing din Bacău, către parohia Sfinții Voievozi Săvinești din județul Neamț. Esența acestui proiect este deschiderea unui post de radio local cu activitate culturală educativă. Un post de radio care va emite raza teritorială a municipiului Bacău. Reprezentanții parohiei se află aici, vă pot sta la dispoziție pentru orice fel de informații. Pe de altă parte, în contextul în care dumneavoastră considerați oportun, așteptăm votul dumneavoastră. Nu există obiecții de legătură. Domnul Chindruș? Favorabil. Doamna Pardașu? Favorabil. Doamna Breagnă? Favorabil. Domnul Luca? Favorabil. Doamna Dragomir? Favorabil. Domnul Stan? Favorabil. Domnul Șova? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Da, domnul președinte. Mulțumesc. Sper totuși că realizăm cu toții cum sună acest proiect. Radio, post de radio religios, care funcționează în incita centrului de afaceri, aflat deja în faliment. Domnul Kinger, pentru că am studiat foarte atent această problemă, o să-mi permit eu să vă răspund. Nu este un post de radio religios. Este un post pentru care s-a obținut licență, tocmai sub condiția să nu fie religios. Au martor bani. Ce vreau să vă spun este că această construcție pe parohie a fost la solicitarea dumneavoastră pentru a putea să dăm aici. Acest post, acest post... Este o schemă, asta spuneți, nu? Este o schemă. Toate proiectele sunt o schemă, domnule. Toate proiectele sunt o schemă care intră și trebuie să intre într-un pas juridic. Dumneavoastră, poate aveți posibilitatea să ascultați postul acesta de radio, se cheamă Jurnal Spiritual, funcționează la Vărlat, la Rădăuți, la Suceava. Eu l-am ascultat două zile tocmai pentru că și eu am avut aceeași reacție ca dumneavoastră și am vrut să mă conving personal înainte de a da aviz de legalitate dacă există această problemă. Această problemă nu este, dar dumneavoastră aveați posibilitatea la rândul dumneavoastră să vă informați. Deci, din punctul meu de vedere, da, este o schemă juridică care se aplică fiecărui proiect de hotărâre pentru ca dumneavoastră să-l puteți
dezvoltat în deplină cunoștință de cauză și în deplină condiții de legalitate. Eu n-am zis nimic de legalitate. M-am referit la oportunitate politică aici. Nu e nicio vorbim. Deci, dacă o să ascultați acest post de radio, o să vedeți discuția. Păi nu, dacă o să ascultați acest post de radio, o să vedeți că nu are niciun fel de conotație nici religioasă, nici politică. Ia să vă spun. Discuția este următoarea. Noi avem un centru de afaceri, care a fost construit pentru sprijinirea unor persoane juridice care se dezvolte ei sau să incubeze afaceri în acele birouri. Nu, dar nu birouri. Sunt două sări care nu le-a niciodată. Nu le-a fost un centru de afaceri. Nu au fost niciodată închiriate, tocmai asta a fost ideea, conducerea centrului de afaceri. Aceste două încăperi, că nu sunt sări, sunt încăperi, nu au fost niciodată solicitate la închiriere, nu au fost niciodată închiriate. Pentru. Mă mai întreb ceva. Am înțeles, ok. Mă mai întreb ceva. Nu știu, dacă nu ești pe tine, vor să dezvolte un radio municipiu Bacău. E ajutat să... Dacă îndeplinesc condițiile de legalitate, corect, cea mai mare... E ajutat să dezvolte aceea schemă, nu știu, cu altă parohie, de exemplu. Nu e vorba de asta, nu e vorba de fapt. Dacă e vorba de protocol de colaborare, nu e o am înțeles. Dacă studiați dosarul de desă, protocolul de colaborare este cu mult anterior... Evident. ...proiectul. Cu mult. Evident, dumneavoastră e impus. Da? Știi? Păi m-am uitat. M-am uitat la documentație. Deci n-a fost nicio schemă în sensul ce da, am fost să întreb toată asistența cam cum sună și pentru ce, celelalte persoane din sală această schemă, cum i-a spus bine dumneavoastră. Nu, este o... A fost o reformă. Corect. Păi, să-mi permiteți. Vreau să fac o serie de precizări. În primul rând, centrul de afaceri nu este în faliment. Într-adevăr, în momentul în care am ajuns primar, societatea care administra acest complex avea o situație financiară dezastroasă, ca urmare a intrat în insolvență. Tot acest complex a fost preluat de către Municipalitatea Bacovană și este exploatat, în momentul de față, pentru nevoile municipalității. De asemenea, ideea generală pentru care a fost construit acest centru de afaceri se pare că nu a dat în nicio formă roade. Sau a fost greșit administrat, sau conceptul a fost greșit. Pentru că în momentul de față nu s-au realizat mari venituri pe care centrul de afaceri să măcar să stea pe linie de plutire. În momentul în care a fost preluat și prin votul dumneavoastră a fost preluat acest obiectiv înapoi în patrimoniul municipiului Bacău, a trebuit să-i găsim clar o destinație acestui obiectiv. De aceea, în momentul de față, în clădirile centrului de afaceri, se poate spune că o bună parte dintre ele sunt sedii administrative ale instituțiilor publice. De exemplu, ADIS, Consiliul Județean, Protecția Civilă a municipiului Bacău, Salvamont, sunt o serie de instituții publice sau direcții din instituții publice care își desfășoară activitatea aici. Prezența unui post de radio de informare, având activitate culturală, educativă și nu religioasă, este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră. Mai mult decât atât, exact cum spunea și domnul secretar, discutăm de două spații care nu au fost închiriate, am înțeles niciodată, nu? Deci, tot în această idee de rentabilizare a acestei clădiri, pe de-o parte, pe de-altă parte, nu văd nimic greșit în a avea rasa teritorială a municipiului Bacău un post de radio. Încă reiterez. Atâta timp cât există condiții de legalitate, certificate inclusiv de domnul secretar. Consider oportunitatea va aparține, dar eu o consider o stare de normalitate. Evident, votul dumneavoastră este suveran. Se trece la procedura de consiliere. La proiectul numărul 23M, rezultatul votului, articole 1, 2, 3, 4, au fost votate fiecare cu câte 15 voturi pentru, 3 voturi contra, 0 voturi nule. Mulțumesc!
Să pun discuție cu 23 ori, al unui mediu și ne fie pe domnul viceprimar. Favorabil. Discuția asupra proiectului.
se trece la procedura de consiliere. Proiectul numărul 23B, articole 1, 2, 3, 4, 5 au fost votate fiecare cu câte 18 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 voturi bune. Proiectul a fost adoptat. Mulțumesc! Bravo! Ședința Consiliului Local, anul 15, mă scuzați, nu avem rubrica diverse, conform legii. Doamnelor și domnilor consilieri, aveți cuvântul pentru a adresa întrebări și interpelări către executiv. Ok. Poate e nu foarte scurt, de voi fi cât mai scurt, ca să nu dau mai știa mult. În primul rând, aș dori să discutăm despre zona metropolitană cu noi. Știu că avem o instituție. Aș dori să știu trei chestiuni de la reprezentanții acestea. Sau de la executiv, dacă se poate. Pentru că știu că acolo avem personal, să dau niște salarii și, din păcate, această instituție a fost inactivă în ultimii ani. Aș dori să știu care este programul de dezvoltare realizat așa cum erau obligați să o facă. Unde găsim la parte de activitate ale acestei asociații. Și câte întruniri ale Consiliului Director s-au desfășurat anul acesta și care au fost deciziile adoptate. Știu că avem în sală chiar între colegii noștri persoane care reprezintă această asociație, dacă se poate un răspuns acum pe loc, chiar acum folositor. Pe de altă parte, aș dori să știu stadiul la zi pentru insuma de agrement și pentru stadiul municipal, ce s-a mai întâmplat față de luna trecută. Deci una, două, trei. Și a patra chestiune este referitoare la materialele de curățenie care se asigură, din păcate, de părinți la școli și licee. Știu, ca o mare explicat, am venit în fiecare lună aici în Consiliul Local și am dat acest lucru, dar acum am și cazuri concrete, am și dovezi. De exemplu, la vizie la școala Alexandru Antuza, în mijlocul Bacăului, părinții sunt invitați, sau mă rog, invitați. Sunt obligați să achite 25 de lei pentru materiale de curățenie. Adică, dacă îmi permiteți, o să vă răspund eu. Pentru că, în urma discuției ieri de la comisie, am fost personal și nu este adevărat acest lucru. O să vă arăt poza de la vizie. Această poză poate fi făcută oriunde. Ok. Discutăm după aceea. Doar, dar rugămintea mea de executiv aceasta era. Haideți să ne asigurăm că toate aceste materiale de curățenie sunt asigurate de noi, de municipalitate. Mulțumesc, Gingheș. Bărăștere dumneavoastră au fost consemnate. Veți primi răspuns la următoarea ședință. Aș dori, dacă se poate, foarte scurt, stadiul la zi pentru stadionul municipal și pentru insula de agrement, dacă poate domnul Chinduș. O să primiți în scris. Dar n-am primit niciodată, asta e problema. N-am primit. S-a comunicat în cele acum două ședințe și s-a scurt. Cum să nu? Haideți. Domnul Chinduș, eu am tot încrederea în domnul Chinduș că o să vă răspundă la următoarea ședință toate aspectele ridicate dumneavoastră. Domnul Șova, mai aveți? O intervenție scurtă. S-a primit la Comisia Juridică, Comisia 5, o sesizare. Nu o să-i dau numele reclamantului. O să spun doar că este polițist la Poliția Națională. De ce spun acest lucru? Pentru că a făcut uz de acea legitimație. Pe scurt, colegii din Poliția Locală au efectuat un control la un bar, la o societate, iar domnul în cauză fuma în incintă. Lucru care nu este permis, da? Nu este legal. S-a cerut legitimarea, dânsul a spus legitimația era în timpul liber. A scos legitimația. Întrebarea mea către reprezentanții Poliției Locale. Dacă procedura prin care a fost condus la sediul Poliției Locale a fost corectă, pentru că în sesizare dânsul asta reclamă atitudinea polițiștilor locale.
caz și faptul că a fost condus la sediul poliției. Domnul consilier, întâmplător știu problema, pentru că înainte de a fi repartizată dumneavoastră, am comunicat-o domnului comandant. Procedura a fost îndeplinită într-o mai. Pot să vă confirm acest lucru, mai mult decât atâta. I s-a plecat amenda, domnul a semnat procesul verbal fără obiecțiuni, mai mult decât atât, din câte țin eu minte, dar o să confirme și domnul comandant imediat. Chiar și-a cerut scuze pentru atitudinea pe care a avut-o față de reprezentanții poliției locale. Acum, din punctul meu de vedere, domnul comandant ar fi trebuit să facă o adresă la inspectoratul de poliție prin care să anunțe conducerea inspectoratului de atitudinea și de uzul însemnelor în relațiile dintre două entități cu același obiect de activitate până la urmă. Domnul comandant, vă rog. Da, deci, poliția, vă rog să vă spun că respectați un pic mai legea. Care a depășit 30 de zile. Iarăși, o altă problemă care, nu știu,
Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare.